Fiți atenți că ăsta a fost cel mai greu furt. Imediat o să vedeți ce s-a întâmplat, dar în primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, mă sună un marocan, un tovarăș de-al meu din Cadiz. Eu stăteam în Rocheta del Mar atunci. Ca să înțelegeți așa, distanța din Rocheta del Mar până în Cadiz, peste 400 de kilometri. Zice, Adrian, vino până în Cadiz, că am o combinație pentru tine. Bun, mă, zic, mâine sunt în Cadiz, sunt la tine acasă. Zice, bine, Adrian, te aștept. Am închis cu ăsta telefonul, ce fac? Îl sun pe arătare. Arătare, vezi că mâine plecăm în Cadiz. Mâine de dimineață, la prima oră, zic, trec să te iau de acasă, că plecăm spre Cadiz. Bun, bosule, zice, te aștept. Următoarea zi, băi, la prima oră de dimineață, mă duc, îl iau pe arătare de acasă și auziți, plecăm cu direcția Cadiz. Băi, am ajuns în Cadiz. Cunoșteam și cunosc Cadizul, că în Cadiz am stat o perioadă. Am ajuns în Cadiz, ajung la marocanul ăsta acasă, la tovarășul ăsta al meu. Ne-a servit frumos la masă, am așezat acolo în living, zice, Adrian, fii atent de ce te-am chemat. Am o combinație pentru tine. Zice, fii atent. Și auziți aici acum ce îmi spune marocanul. Zice, acum vreo 6 luni de zile am vândut un scooter la un englez. Un englez, zice, care stă pe iacht aici, pe vapor. I-am vândut un scooter. Alaltieri i-am vândut o mașină. Acum, englezul ce zice? Am mers cu el, zice, la chestorie. Fiți atenți aici. Deci a vândut marocanul la englez mașina, s-a dus cu el la chestorie. Zice, Adrian, ne-am dus la chestorie, am făcut actele, mi-a dat englezul banii. După ce am ieșit de la chestorie, ce zice englezul? Bă, zice, pentru că ești băiat de cuvânt și nu mai arzi nici cu scuterul și sper să fie bună și mașina asta, cum a fost și scuterul, eu vreau să-ți fac o cinste. Auziți, băi, englezul, să-l ia pe marocan, să-l ducă să-i fac o cinste. Zice, dacă vrei, hai să mergem la o terasă, să mâncăm ceva, zice, să bem acolo, că vreau eu să-ți fac o cinste. Marocanul zice, bine, mă, hai să mergem. Și auziți, s-a dus marocanul cu englezul la terasă. A comandat ăla de... Au mâncat acolo, de băut, mă rog. Păi ce-i spune acum englezul la marocan? Deci au terminat de mâncat, au stat acolo la terasă, din vorbă în vorbă, spune englezul la marocan. Zice, fii atent, am stat de vorbă cu tine acum, te-am cunoscut și eu mai bine, oricum, zice, eu mi-am făcut o părere bună despre tine de când mi-ai vândut scuterul. Foarte bun, zice, scuterul, acum sper să n-am probleme cu mașina. Marocanul zice, bă, n-ai probleme, că eu nu vând mașini cu probleme, eu vând mașini bune, nu o să ai probleme. Zice, bun, te-am citit așa, mi-am dat seama că ești băiat de treabă, zice, vreau să-ți propun o combinație. Marocanul zice, da, te ascult. Zice, eu am țigări la vânzare. Țigări care vin din Gibraltar, zice. Le iau și eu de la băieți și le dau mai departe. Ce zici, te bagi? Dacă ai oameni, zice, vii, le-ai luat, le duci și ai câștig, zice, câștigi bine. Ți le dau la un preț foarte bun. Păi ce zice marocanul la englez, ca să nu piardă combinația, știi?
Zice, bă, apreciez că mi-ai propus chestia asta. Așa cum tu ai stat de vorbă cu mine. Auziți aici marocanul cum l-a luat. Așa cum tu ai stat de vorbă cu mine. Și ți-ai dat seama ce fel de om sunt. Ai citit și ai avut încredere în mine să-mi propui combinația asta. Vreau să spun și eu ție ceva. Eu nu mă ocup și nu am oameni, zice, ca să-ți vând ție țigările. Să le cumpăr de la tine și să le vând. N-am oameni să vând țigări. Știu că câștig bine, știu cum stă treaba, zice, dar n-am oameni unde să le dau. Dar, dacă vrei, eu vorbesc cu un tovarăș de-al meu, deci cum tu m-ai cunoscut pe mine și ai văzut ce fel de om sunt, așa-l cunosc eu pe tovarășul meu, zice, vorbesc cu el, vine aici în Cadiz, zice că el nu e de aici din Cadiz, e din Rocheta. Vine aici în Cadiz și te pun în legătură cu el. Și vinzi lui țigările. Auzi englezul. Dacă faci treaba asta și îmi dai om unde să-mi vând marfa, bineînțeles că ai și tu partea ta, zice. Eu îți fac cinste, ai partea ta, dacă îmi dai om. Zic, bun, mă, deci am înțeles. Eu acum am înțeles ce mi-a zis marocanul. Zic, deci tu ai om, zic, pe englezul ăsta care are țigări de vânzare. Da, Adrian. Da, și i-am spus că i-aduc om. Dacă vrei, zice, mergi cu mine, te pun în contact cu el, vorbești cu el, te înțelegi cu el, zice, vezi că englezul, zice, e băiat de treabă. Are undeva peste 40 de ani, te înțelegi cu el, zice, băiat de gașcă. Pur, mă, zic, hai du-mă la englez să vorbesc cu el. Zice, bine, Adrian, hai să mergem. Bă, și ne urcăm în mașină să mergem la englez. Eu, marocanul și arătare. Fiți atenți aici. Ajungem la englez, acolo pe iacht, unde stătea englezul. Bă, pe iacht, nu vă gândiți acum că avea englezul nu știu ce iacht de la scump. Era un iacht, ca să zic așa, de la mai vechi. Un vapor, un iacht mai vechi. Nu știu cum să vă spun. A deștept englezul. Șmecher englezul, mă. O să vedeți imediat. Băi, englezul, ca să înțelegeți voi, își luase iahtul ăsta că avea oameni, mă. Avea oameni care aduceau țigări din Gibraltar. Și auziți, cu bărcile, bam, bam, pe apă, veneau la ăsta aici, la iahtul lui, bam, 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 și le descărcau. Și ăsta de aici le dătea mai departe. Ați înțeles? Deci mecher englezul. Ajungem la englez acolo, ne așezăm frumos la masă, auziți ce îmi spune englezul. Am făcut noi cunoștință acolo, ne-am salutat, ne-am așezat la masă. Zice englezul, Adrian, să știi că eu dacă fac combinații cu tine, eu te consider prietenul meu și am încredere în tine, cum am încredere și în tovarășul meu. Eu te consider pe tine, acum zice tovarăș, cum îl consider și pe el. Bă, de ce englezul, auzi? Deja îl considera tovarăș pe marocan. Zic, bun, mă, mă bucur să aud asta. Zic, ia spune-mi, cum stă treaba? Zice, păi, de aici pleacă marfa, eu am țigări. Când ești pregătit, marfa aici o găsești. Bun, zic, lasă-mi numărul de telefon. Îmi dă englezul numărul de telefon. Zic, bun, vezi că în câteva ore, cel târziu mâine de dimineață, te sun. Zice, bine, mă sun și vii aici să vorbim. Zic, bine, mă. Bă, ne ridicăm de acolo, de la masă și plecăm. Zic la marocan, băi, hai că mă duc să vorbesc cu oamenii, unde îndăteam eu marfa, știi?
O să vorbesc cu oamenii, zic, și rămân în contact cu ăsta. Zice, bine, Adrian, bă, a plecat marocanul, eu acum cu arătare m-am dus să vorbesc cu oamenii unde îndăteam eu marfa, care îi cunoșteam eu pe acolo, prin Cadiz. V-am spus, aveam acolo cunoștințe și cunosc în Cadiz, că am stat o perioadă acolo. Băi, fraților, băi, mă duc și vorbesc cu un chinez. Un chinez unde mai vindeam eu marfă. Zice, da, Adrian, cum sunt? Adu marfă. Tu adu marfă? Zice că eu cumpăr. Tu știi că eu cumpăr. Bine, mă, zic. Bun, băi, acum auziți. Mi-am așezat lucrurile. Am vorbit și cu englezul, mi-a lăsat numărul de telefon și cu chinezul, gata. Deci mi-am pus lucrurile la punct, ca să zic așa. Ce fac? Îl sun pe englez tot în seara aia. După ce am vorbit cu chinezul, am sunat pe englez. Zic, băi, că eu am rezolvat-o, mâine, spune când pot să vin să vorbim. Zice, Adrian, după ora 12, te aștept la mine. Bine, mă. Băi, mă duc cu arătare, auziți, ne luăm la hotel, am rămas în noaptea aia la hotel. Păi următoarea zi, pe la 1 și ceva, sunt pe englez, mă duc la el acolo, la iaht. Băi, zic, fii atent aici. Eu am vorbit cu omul, unde duc marfa, totul e pregătit, zic, totul e aranjat. Ai spus că marfa o iau de aici, nu? Da, Adrian. Vii după ora 2 noapte. Băi, fraților, fiți atenți aici. Zice, vii după ora 2 noapte să iei marfa. Băi, vă dați seama că englezul avea gardă în spate. Ați înțeles? Bam, bam, garda ce i-a spus? După ora 2, fă-ți treaba. Bun, mă, zice Adrian. Ascultă-mă. După ora 2 noapte, ai drum liber. Aici vii. Bagi mașina aici, era acolo aproape o parcare, știi? Bagi mașina aici în parcare, bam, 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 eu ți încarc marfa, zice. Eu ți-am încărcat-o, nici nu cobori din mașină. Nu cobori. Eu vin frumos, ți-am încărcat marfa și ai plecat. Dar după ora 2 noapte. Băi, zic, vezi că la noapte vin. Bun, zice, te aștept. Bă, ne-am înțeles la preț, tot, știi, cu cât să iau cartușul, tot. Bun. Băi, am plecat de acolo, de la englez. Am plecat, ia uite, cu arătare, hai, bă, zic, să mergem la un restaurant să mâncăm. Ne-am dus la un restaurant frumos, am mâncat acolo. De acolo, de la restaurant, am plecat la marocanul ăsta acasă, mă. La tovarășul ăsta al meu care mi-a dat pontul, combinația. Am zis la el acolo acasă, băi, ăsta s-o ocupa cu mașini. Tovarășul ăsta al meu s-o ocupa cu mașini, cu telefoane, cu, dar mai mult cu mașini. Mai cumpăra și telefoane de la hoții, de la ăștia, știi, care mai veneau pe acolo, pe la Cas Converte. Băi, mă duc acolo la el acasă. Zic, bă, cum mai merge, mă, treaba pe aici, prin Cadiz? Zice, Adrian, perioada asta mai slăbuț. Zice, tu nu știi cum e aici, în Cadiz, perioada asta? E moartă. Zic, bă, telefoane, ceva? N-ai știut la vânzare? Adrian, perioada asta m-am axat mai mult pe mașini. Cu telefoanele, zice, mai slăbuți că nu merge treaba, zice. Dar dacă vrei să iei ceva marfă, vino diseară în parc. Vino diseară în parc, zice că vin băieții, poate găsești ceva acolo, mai faci o combinație cu ei. Zic, bă, tot acolo în parc unde ne strângeam noi? Zice, da. Urmă. Păi, mai rămân aici, la tovarășul ăsta al meu în casă, mai stăm noi de vorbă. Păi, am plecat cu arătare de acolo,
Ne-am dus prin oraș, ne-am învârtit puțin. Să face ceasul 9 și ceva 10. Seara. Zic, băi, arătare. Hai să mergem prin parc. Zic că poate mai fac o combinație ceva cu ăia pe acolo. Gata, bosule, zice, hai să mergem. Băi, uite, ajungem în parc acolo, ăștia erau deja strânși acolo, băieții, uite, cu combinații, ăla vindea telefonul, ăla vindea aur, ăla daia, ăla daia, ați înțeles? Se făceau combinații acolo. Ajung acolo în parc, băi, când m-au văzut albanezii, doi albanezi, mă cunoșteau ăia. O, zice Adrian, te-ai gândit și tu să mai vii pe aici, pe la noi, prin Cadiz? Cum îți merge treaba, a? Merge treaba bine? Bă, zic, așa și așa, vouă cum vă merge treaba? Slăbuți la noi, zice, perioada asta, zice, e moartă la noi. Bă, zic, aveți, mă, telefoane, ceva la vânzare? Am avut, dar le-am dat mai devreme, albanezii. Le-am vândut mai devreme, zice, acum nu mai avem, dar dacă rămâi pe aici prin Cadiz, îți facem rost. Lasă-ne numărul de telefon. Zice, dăm numărul de telefon și te sun eu. Nu-ți fac eu ție rost, zice albanez. Băi, ăștia doi albanezi, ciorditori. Deci ciorditori de aia, ați înțeles, de meserie. Zice, dăm numărul de telefon, zice că te sun eu. Dacă mai rămâi pe aici, zic, băi, nu știu cât mai stau, zic, mai stau o săptămână, două, nu știu. Dar ia numărul de telefon și sună-mă. Cum să nu, zice albanezul. Băi, am mai stat acolo în parc, am stat, am plecat. Ne-am dus la camera de hotel ca să facă ora, să merg la ăla să iau marfa. Cum a zis el, după ora, două noapte. Băi, fraților. Băi, să face ora, două și ceva. Bam, bam, cu englezul, vino. Am băgat mașina acolo. Am încărcat englezul mașina. Am luat mașina. Bum, la chinez. Chinezul deja știa, vorbisem cu el, bam, bam, ora când vin tot. Băi, deci eu mi-am așezat lucrurile, ați înțeles, ca să meargă treaba bine. Am luat marfa de la englez, bang, la chinez. Nu puteam acum să iau eu, ați înțeles, toată marfa ce o avea englezul, să o car cu mașina. N-aveam cum să umplu mașina, așa, băgam și așa, bam, 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 bam. Eu acum am bănuit că e englezul cu garda. Dar nici nu puteam să fac abuz, să mă risc peste limita care e, ați înțeles, pe urmă dai în penal. Băgam și eu cu limită. Bun. Am încărcat frumos mașina, bam la chinez, mă. Bun. Prima noapte. Fiți atenți aici. Prima noapte a mers treaba super bine. Păi, următoarea seară, tot așa, 9 și ceva, ieșim în parc. Hai, vă arătare, zic, să mergem prin parc. Zic, poate mai fac o combinație cu ei, au găsit telefoane, ceva pe la ăia, aur pe acolo, știi? Că veneau hoți, mă, hoți, veneau hoți acolo în parc și își vindeau marfa. Păi ieșim în parc, mă, seara. Face ora, ieșim în parc. Auzi, unul dintre albanezii ăia se dă pe lângă arătare. Zice, ați fost la engleză acolo, spune lui Artare, băi, eu n-am auzit. Deci fiți atenți aici ce vorbea ăsta, albanezul ăsta, ăla de-am dat eu numărul de telefon, dar zic că mă sună pentru telefon. Eu n-am auzit acum ce vorbea albanezul cu Arătare acolo pe bancă, că mi-a spus pe urmă Arătare. Zice, ce-ați la engleză, a? Aveți combinații cu englezul. Arătare zice, ce inclus, domne, ce combinație? Hai, mă, zice, lasă vrăjeala, că am văzut. Era ți-ați noapte acolo cu mașina și... Arătare zice, bă, taci, mă, din gură, că te aude rusul și... Zice, taci din gură, cum poți să vorbești tu așa și ce ne urmărești? Vrei să aud ăsta, zice, să dai de belea?
A? Vrei să-i spun că ne urmărești, că te ții după noi? Arătare, știi? Nu, băi, arătare, zice, taci din gură, că eu nu vă urmăresc, dar întâmplător, zice, am trecut și eu pe acolo și v-am văzut. Băi, fiți atenți aici, băi. Băi, eu v-am spus că eu n-am auzit ce-au vorbit ei acolo. N-am auzit. Bun, plec de acolo, ne ducem la camera de hotel, bă, arătare nu mi-a spus. Deci am plecat din parc. Ne ducem la camera de hotel, să așteptăm să facă ora să mergem acolo, tot așa, după două noaptea, cum a zis englezul. Am băgat mașina frumos la parcare, ceasul 2:30, mașina la parcare, auzi, eu nici nu mă dăteam jos din mașină. Eu cu arătare în mașină, ăla venea, bam, 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 știa unde să bage marfa, pac, capacul, că era mașina făcută, și pac, capacul frumos, dă-i drumul, gata, plecam. Păi mă duc la chinez, îmi dau marfa la chinez, bun, treabă bună. A doua seară, fiți atenți aici, a doua seară, bă, n-am vrut să întind coarda, v-am spus să fac două curse pe seară, să dalea, să... Nu, ușor, ușor, despacito, cum spun ei. Băi, fraților, fiți atenți aici, după ce duc marfa la chinez, venim la camera de hotel. Zice arătare, bosule, vreau să spun ceva. Ce mă arătare? Ce s-a întâmplat? Zice, nu, nu, acum nu s-a întâmplat nimic. Când am fost în parc. Așa zic. Care e treaba? A venit albanezul ăla lângă mine, ăla de, i-ai dat un numărul de telefon și a zis că ne-a văzut aici la englez. M-a întrebat că ce combinații ai tu cu englezul. Păi și până acum zic, de ce nu mi-ai spus? Păi i-am zis să mai faci și curs asta și să spun pe urmă. Păi și dacă ne turna albanezul? Nu, domne, zice, nu face albanezul așa ceva, că eu nu-l știu pe el cu ce se ocupă. Păi dacă noi aveam probleme, imediat, zice, îl haleam, imediat îl dăteam și eu pe el. Arătare, știi? Ăla fiind albanezul, hoț, ca și arătare, ei se știau, că ei de aici se cunoșteau. În fine. M-a întrebat ce combinație ai tu cu... Știu ce ai spus arătare. Păi am spus că n-ai combinații, că am fost la el acolo și atât, să tacă dracu din gură, să nu vorbească aiurea, că... Da, mă? Zice, da. Bine, mă, arătare. Băi, abia am așteptat. Deci abia am așteptat următoarea zi să ies în parc. Să ies în parc, să dau ochii cu albanezul. Băi, am ieșit în parc, bă. Cu tora, seara, știi, când se strângeau acolo ei. Bă, albanezul nu era, mă. Ăsta de i-am dat numărul de telefon, era tovarășul lui. V-am spus că ăștia erau doi albanezi care lucrau împreună. Ajung acolo, aștept o jumătate de oră, aștept 40 de minute. Băi, să văd dacă vine ăsta. N-a venit. Trec pe tovarășul ăla lui. Băi, zic, unde e, mă, tovarășul tău? Păi a zis că vine, dar nu știu de ce n-a venit. Ia sună-l, mă. Zic, ia sună-l și îi spune să vină încoace, că vreau să vorbești ceva cu el. Da, Adrian, zice, cum sună? Pune ăsta mâna pe telefon, sună pe ăla. Bă, imediat a venit. Imediat a venit ăla acolo. Bă, zic, ia vină încoace. Îl iau așa de aici, de mână. Dau așa într-o parte, ia vină încoace. Zic, băi, care e treaba, zic? Tu mă urmărești pe mine? Nu, Adrian, zice, iartă-mă, da. Eu nu te urmăresc pe tine, zice, iartă-mă că i-am spus și eu lui arătare că v-am văzut acolo. Eu, zice, am fost să lovesc eu un pont. Și când am trecut pe acolo, ți-am văzut mașina. Bă, zic, tu mă urmărești, mă. Bă, zic, fii atent aici, că dacă se întâmplă ceva, să am probleme cu garda,
sau să am vreo problemă aici în Cadiz, fii atent aici, zică, pe tine cade beleaua. Nu, Adrian, zice, iartă-mă că am spus și eu lui ăla, nu, să moară, să fac albanezul acolo, nu, nu se pune problema, zice, cum, eu cu tine? Cum, Adrian, păi tu nu știi, zice, cu ce mă ocup eu, ce fac eu și alea, nu, zice, cum să fac eu așa ceva, nici gând așa ceva, Adrian, am trecut și am văzut mașina acolo. Băi, zic, fii atent că ți-am spus, dacă se întâmplă ceva, să am probleme, fii atent că pe tine te caut. Bine, zice, bine, bun. Păi am plecat de acolo din parc, n-am mai stat. N-am mai stat acolo în parc, am plecat. Eu ce la camera de hotel, nu, auzi? Nu că să mai ieșim în oraș, să mai alea, să... Mă, nicăieri, la camera de hotel stăteam, bang, să nu bat la ochi. Garda, pac, pac, civil și alte alea. Băi, să face ora. Pac, iar 20 ceva, 3, bag mașina acolo, iară. Am băgat mașina la parcare, deja englezul știa ora tot, auzi, ora, un minut, nu că ora, minutul, cu tare, bang, mașina încărcată. Păi bag ăsta frumos în mașină, marfa, pac, pac, am plecat la chinez, mi-am dus marfa. Am golit mașina frumos, am plecat de acolo. Păi, acum, de aici, după ce ne-am făcut treaba, la camera de hotel. Păi, fraților, băi, ajung la camera de hotel. Băi, pe la 10. Fiți atenți aici. Deci următoarea zi, de dimineață, ziua. Pe la 10 și ceva, 11, mă sună englezul. Adrian, am o problemă. Diseară, nada. Zice, diseară, nimic. Bine, mă, zic, nu-i problemă, zic, stai liniștit, fă-ți treburile. Zice, ne auzim la un telefon. Da, mă, zic, nicio problemă. Zic, ce dracu a făcut mă ăsta? Eu știi, mă gândeam, ce a făcut mă ăsta, zic, auzi, are o problemă? Acum, bineînțeles că mă gândeam dacă e vorba cu țigările, ceva filat, a mirosit el ceva, ați înțeles? Băi, zic, în fine... Sunt pe marocan, pe tovarășul ăsta al meu. Sunt pe ăsta. Zic, bă, pot să vin până la tine? Adrian, în 2 ore ajung acasă. În 2 ore, zice, pot să vin la mine. Bine, mă, zic. Băi, în fine, mă sună marocanul după vreo 2 ore. Adrian, eu sunt acasă, zice, te aștept. Marocanul ăsta, tovarășul meu, care mi-a dat pontul. Bă, îl iau pe arătare, mă duc la marocanul ăsta ca să-l întreb dacă știe ceva de englez, dacă a auzit ceva, dacă... Ajung la marocan, ia uite, eu n-am zis nimic. Zice, ce-ai făcut, Adrian? Bă, zic, am venit pe la tine. Ăștia pe acolo, prin față, pe la Cas Converte, nu prea merge treaba. Că am fost și pe acolo, știi? Zic, nu merge treaba, nu e lume, nu e alea. Bă, era perioada așa moartă, nu prea era lume. Zic, nu prea e lume pe acolo și am venit pe la tine. Eu nu i-am spus de ce la marocan. Să-l întreb eu ce s-a întâmplat, ce le-am lăsat-o și așa să văd dacă îmi zice el ceva, dacă a auzit el ceva, știi? Zice, Adrian, hai bine, luați loc aici, vreau să spun ceva. Ce, mă? Eu. Zic, bă, o fi legătură cu englezul. Tu ai auzit... ce-i s-a întâmplat la englez? Zic, băi, n-am auzit. Dar acum când mi-a zis marocanul, i-am spus și eu lui. Zic, n-am auzit. Dar m-a sunat englezul și mi-a spus să nu mă duc diseară. Da, dar n-aia nu ți-a spus ce s-a întâmplat? Zic, bă, nu mi-a spus. Atâta mi-a spus că are o problemă și diseară să nu mă duc. Adrian... Zice, fii atent aici ce s-a întâmplat. Ia zi, auziți, bă, fraților, ce s-a întâmplat, mă? Zice, i s-a spart iahtul. După ce ai luat tu marfa de la el și ai plecat de acolo, ăsta, zice englezul,
a plecat și el de acolo cu treburi. Cu ce a plecat el, zice, a plecat de la iaht. Și când s-a întors de dimineață, înapoi pe iaht, a găsit ușa spartă la iaht. Și iahtul zice, spart. Dar fii atent, zice, nu i s-a luat din marfă. Din țigări, bă. Zice, s-a spart iahtul, dar nu i s-a luat din marfă. Băi, fraților. Băi, ce credeți voi că s-a întâmplat, mă? Cine credeți voi că i-a spart lui ăsta iahtul? A? Cine? Albanezii ăia doi, mă. Băi, albanezii ăia doi din parc de acolo, mă. Dar fiți atenți aici. Băi, fiți atenți aici ca să vedeți ce s-a întâmplat. Vă dați seama că ăștia îl filau pe englez. Ce se întâmplă? Eu după ce am luat marfa și am plecat, a plecat și englezul, ăștia au intrat, au spart ușa la iahtul ăla acolo, au intrat în iaht. Păi, ăsta avea un seif, englezul. Avea un seif, 70-80 de centimetri, așa avea seiful în înălțime, lățime așa, nu știu cât, 40-50-60 de centimetri, așa, lățime, vă dați seama, din plumb, greu. Bă, greu seiful. Bine, și albanezii țapeni. Ați înțeles? Țapeni albanezii. Băi, cum au luat ei seiful de acolo? Au ajuns la ăsta acolo, nu? Pe iahtul ăla, curelele de la pantaloni, bam, 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 l-au legat cu curele seiful, l-au scos de acolo din camera aia de unde era, l-au urcat sus acolo și au zis, băi, fraților, băi, auziți aici ce s-a întâmplat, mă. Băi, când se coboare cu seiful după iaht, cum au făcut, cum n-au făcut ei acolo, ce s-o fi întâmplat, nu știu. Băi, unul dintre albanezi s-a împiedicat, a căzut, auzi, cu tot cu seif în apă. Băi, cu tot cu seif. Deci când se coboare de acolo după iahtul ăla cu seiful, s-a împiedicat, cum dracu a făcut, a căzut în apă, bă. Apa adâncă. Apa adâncă acolo, bă. Păi, ăsta, albanezul ăsta de era cu el, tovarășul ăla lui, l-aștepta acolo, știi, să iasă ăsta din apă. Ca să vedeți aici ce s-a întâmplat. A stat acolo, a stat la apă să-l aștepte pe ăsta să iasă. Nimic, bă. A fost el după cât o fi așteptat acolo, eu știu, un minut, eu știu cât o fi așteptat, două, s-a speriat. Ce a zis? Să nu mă vadă lumea, să nu ia, lasă-l dracu, dacă iese, vine el, știe el unde să vină. Și a fugit de acolo, bă, albanezul. Ăla în apă acolo. Ăla ce s-a întâmplat? I s-a înfășurat cureaua aici după mână, cum o fi făcut el laț ce a făcut la... Să prindă bine, știi, cureaua aia, când a căzut seiful, a tras și pe el în apă. Băi, s-a dus albanezul acolo. A fugit de acolo, știi? A fugit de acolo albanezul. Băi, s-a dus la ăștia unde își dăteau ei marfa. Tot albanezi, dar vă dați seama, ei erau spatele la ăștia doi. Ăia de le lua marfa. Și le-a spus la ea ce s-a întâmplat. Acum ăștia cu gândul că a murit ăla acolo, știi? Bine că ăla a ieșit. A ieșit de acolo din apă. Dar asta să vedeți. Vine ăsta, bă. Vine ăsta la iaht și a văzut iahtul spart. Ușa la iaht spartă. Băi, când a intrat acolo, a văzut ușa spartă și a dat seama. Când s-a dus unde era seiful, nu era seiful acolo. Băi, eu acum acolo la marocan, stăteam de vorbă cu marocanul. Sună englezul pe marocan. Zice, vină până la mine la iaht. Eu acum la marocan. Marocanul zice, Adrian, mergi cu mine. Mergi cu mine, zice, nu-i problemă. Hai cu mine acolo că mă cheamă englezul la el. El, dacă nu se ferește de mine, zice, nu se ferește nici de tine. Hai acolo. Păi ne ducem la englez, mă. Bă, ajungem la englez, ne spune englezul ce s-a întâmplat. Uite, așa, așa, zice, eu am o cameră de filmat aici.
Bă, auziți, am o cameră de filmat aici și i-am văzut pe cameră. Uite aici, zice, a căzut seiful și unul din trei, zice, a căzut în apă. Bine, că a ieșit, știi, ne-a povestit el acolo, a ieșit în apă, a fugit. Dar știți ceva? Bă, eu acum... Vă spun sincer, eu m-am gândit să nu cumva să zică englezul că am pus eu oameni să-i spargă iahtul. Eu așa m-am gândit, bă, îl cheamă pe marocan la el, să-i spună la marocan, bă, ăsta care mi l-ai adus tu să ia țigări de la mine și alea, uite, a vorbit cu oameni, le-a dat pont la mine aici pe iaht, au venit și mi-au prăduit seiful. Eu acum îi spun la englez, bă, zic, să nu te gândești cumva că eu am vreo legătură. Zic că tu l-ai sunat pe ăsta și l-ai chemat aici. Să nu gândezi că eu nu fac așa ceva. Ăsta mă cunoaște. De marocan, știi? Ăsta mă cunoaște, eu nu fac așa ceva. Nu, Adrian, zice, stai liniștit, fii atent aici, uite-te pe filmarea asta. Acum 6 luni de zile în urmă, tot ăștia doi au încercat să-mi spargă iahtul. Vă dați seama că voi poate vă întrebați de ce n-a chemat poliția. Vă dați seama cum dracu să cheme englezul poliția, cu el marfa avea acolo pe ea și alte șmecherii ce avea el acolo pe ea, cum dracu să cheme ăsta poliția. Deci n-avea cum să cheme garda, să sună, domne, mi s-a spart iahtul. Ați înțeles? Deci să nu vă gândiți la asta. Deci, Adrian, uite-te aici pe filmare. Acum 6 luni, zice, tot ăștia au încercat să-mi spargă iahtul, zice, și atunci am văzut pe cameră și când am venit eu și m-au văzut, au zis că ei caută pe nu știu cine, că nu știu ce, vrăjeală de-a lor și au plecat. De-aia mi-am dat seama că ei au venit să fure. Băi, fiți atenți. Zice, eu mi-am dat seama că au venit să fure. Zice, uite-te aici pe filmare. Băi, și vedem pe filmare... Cum au legat ăștia iahtul cu curelele alea? Deci ăștia au intrat acolo în iaht, au spart ușa, au intrat la ăsta acolo în iahtul ăla, au legat cu curelele, seiful ăla l-au tras afară să-l ia și când au ajuns aici la, să treacă după iaht pe ăsta, pe mal, a căzut ăla, cum s-a împiedicat ăla ce a făcut, bancul, seiful, s-a dus în apă. Zice, fii atent, uite, ăsta a rămas legat de mână, uite așa, așa. Pe urmă ăla a fugit, ăsta a ieșit. Ne-a arătat pe filmare, bă. Îi vezi, Adrian, uite, și acum 6 luni de zile, zice, uite, și aseară. Băi, i-a văzut marocanul. Băi, când i-a văzut marocanul, i-a cunoscut. Și eu i-am cunoscut. Pe ăștia doi albanezi. Băi, erau ăia din parc, i-am dat eu numărul de telefon să îmi dea marfă, telefoane, aur, ce-i pica lui, știi? Băi, a văzut marocanul, mă. S-a uitat marocanul și la mine, și la englez. Eu n-am zis nimic. Eu n-am vorbit nimic. Ia uite, să-i spun eu la englez, voi cunosc. I-am văzut pe ăștia în parc, știu de mult, sunt hoși. Să-i dau la ăsta cine știe ce idei, să zică, a, păi, ai înțeles? Că am eu vreo legătură. Marocanul s-a uitat așa la englez și zice, băi, o rezolv eu. Eu pe ăștia doi albanezi îi cunosc. Îi cunosc și eu știu și locul lor. Unde-și dă marfa, știu pe cine au ei în spate. Un albanez cunoscut pe acolo prin Cadiz. Îl cunoștea marocanul. Zice, eu îl cunosc pe putare, cum îl chema pe albanezul ăla. Ăla, zice, e capul și ăștia sunt oamenii lui care sunt băgați săgeți. Lasă-o că o rezolvăm, zice, vorbesc eu cu ea, spune la englez. Băi, am plecat de acolo, zic la marocan, băi, eu nu i-am zis că îi cunosc pe ăștia, am spus, zice, Adrian, mi-am dat seama. Să nu-i spui că tu-i cunoști și că tu, alea, că pe urmă gândește ăsta altceva. Zic, păi de-aia nici nu i-am spus să nu gândească altceva. Zice, lasă că vorbesc eu că ăștia, auziți aici, bă, ăștia doi albanezi vin de marfă lucutare. Albanezul ăla care v-am spus eu, de era capul, îi vin de marfă lucutare.
ăla îi ține în spate. Relații cu garda, relații așa, așa, avocați buni. Ăsta l-a pândit pe englez. Băi, voi vă dați seama de câte luni de zile îl pândeau albanezii ăștia pe englez? Ăștia stăteau la pândă, ăștia când m-au văzut pe mine acolo, că am venit să iau marfa, ăștia stăteau la pândă să-l pândească pe englez să plece de acolo, de la iaht, să lovească iahtul, bă. Și ei proștii s-a dat în gât să-i spună la arătare de ce? Cu gândul că poate arătare le dă pont acolo. Ați înțeles că ei știa pe arătare, alea, ce-o fi, stai mă să-i spunem, poate ne bagă arătare să ne dea pontul. Băi, ei au urmărit, bam, bam, a plecat ăsta, au lovit pontul. Auziți ce face marocanul? Sună pe unul dintre albanezi. Bă, vreau să vorbesc cu tine. Unde ne întâlnim? Păi, zice, vino la mine acasă. Și-a dat seama albanezul despre ce e vorba. Zice, vino la mine acasă. Auziți, se duce marocanul la albanez acasă. La unul din ăștia doi. Ăla de-a căzut în apă. S-a dus la ăla acasă. Zice, bă, ia fii atent aici. Ia uite-te la filmarea asta. Cine e aici pe filmare? Păi stai, domne, că... Bă, lasă astea, auzi, nu mă lua așa. Cine e aici pe filmare? Da, domne, zice, eu sunt cu tovarășul meu. Știi că i-a lipsit lui ăsta, după iaht, un chil de aur? Da, domne, zice, stai așa puțin, că noi n-am luat, că noi am luat de câse. Bă, n-auzi? Un kilogram de aur îi lipsește lui ăsta, după iaht. Tu vrei să mă duc acum cu filmarea asta la cutare? Ăla de era omul lor, ați înțeles? Baza lor, la ăștia doi albanezi. Deci vrei să mă duc la cutare să-i arăt filmarea și să-i spun că ați lovit acolo un kilogram de aur? A? I-ați dat, mă, partea? I-a spus lui ăla adevărul cât ați lovit voi de acolo de la iaht? Sau i-a spus că n-ați luat nimic? Nu, domne, zice, cum să te duci la ăla să ne îmbârligi pe noi că am luat noi de acolo un kilogram de aur și că nu i-am dus și că nu i-am spus? Cum să ne îmbârligi pe noi așa, zice, să ne dai pe noi de belea? Bă, eu mă duc la ăla și îi spun. Eu nu știu dacă voi i-ați dat lui ăla, dar după cum vorbești tu, voi nu i-ați dat lui ăla din aurul care l-ați prăduit de acolo, peste un kilogram de aur. Auziți, bă, ce haladit marocanul cum l-a luat pe ăsta. S-a speriat albanezul. Ce e albanezul? Ia uite, dacă se duce ăsta la ăla acum și îi spune lui ăla că eu am luat cu tovarășul meu peste un kilogram de aur, ce zice ăla? A? Eu am grijă de voi, a? Vă plătesc avocat, a? Vă scot în caz că dați de belea și voi faceți cu mine șmecherii, luați de acolo aur și nu spuneți. A? Spuneți că n-ați luat nimic, că ați căzut cu seiful în apă, a? Ce a zis albanezul? Ne îmbârligă ăsta acolo, am dat de belea cu ăla. Cum, domne, zice, te duci să ne îmbârligi și alea? Băi, ca să rămână treaba pe poziție și să nu se afle mai departe, 5.000 de euro. Nu că peste o lună, peste... 5.000 de euro. Te împrumuți, nu știu ce faci, nu știu cum faci, acum ajungi 5.000 de euro. Deci fără discuție. Bine, domne, zice. Bine, dar să rămână treaba așa. Bă, tu n-auzi? Așa rămâne aici, aici îngheață tot ce am vorbit noi. 5.000 de euro. Băi, fraților. Băi, ne-a luat, mă, marocanul de la ăla 5.000 de euro. Auzi? S-a dus la englez? Bang! Nu știu cât i-a dat la englez, dar i-a dat și lui ceva. Marocanul, mă. S-a dus la englez, i-a spus, băi, gata, stai liniștit, s-a rezolvat, nu o să mai vină pe aici în viața lor, nu o să mai ai probleme cu ei și uite, deranjul. Pac! I-a dat marocanul, bă, la englez. Auzi englezul. Bucuros englezul, gata, a terminat treaba. I-a spus marocanul albanez, vezi că dacă Adrian are probleme și ceva, ești răspunzător. Nu, domne, că n-am treabă cu ce face Adrian acolo, eu pe ăla îl pândeam și când îl pândeam pe ăla, l-am văzut pe Adrian acolo. Bun! Zice, vezi să nu se audă ceva. Nu, domne, nu se aude nimic. Băi, fraților, a dat albanezul ca să nu se duce, să nu se ducă ăsta să-l îmbârlige. La albanezul ăla, ți-ai înțeles? El de frică
a dat. Băi, și-a rezolvat-o marocanul. Bineînțeles că și eu în continuare m-am mai dus câteva seri, bam, 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 a luat marfă de la el și mi-a spus: Adrian, ne oprim o perioadă că nu mai am marfă. Când mai strâng marfă și mi-aduc băieții, bam, bam, așa, te contactez. Bun, mă. Bă, și uite cum am stat pe acolo prin Cadiz o săptămână și ceva și mi-am făcut treaba. Bă, ca să vedeți și voi cum au lucrat albanezii și ce mafie aveau în spate albanezii. Omul care îi sprijinea pe ei. Bă, au stat la pândă luni de zile. Luni de zile l-au pândit pe englez. Cum au prins momentul, că a plecat englezul, au lovit pontul. Au lovit pontul, mă, la englez. Da, să vedeți ce va urma în vlogul următor. Eu încă o dată vă salut cu respect. Pe toți care mă urmăriți, prietenilor, aveți tot respectul meu. Bineînțeles, dacă vă plac vlogurile mele, puteți să lăsați un like, un coment. Ați văzut că vă citesc comentariile. Bineînțeles, o distribuire și aveți tot respectul meu. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și ne revedem la următoarele vloguri. Multă sănătate!